Patru motive foarte bune pentru care să nu te îndrăgostești. Cei care doresc să trăiți iubirea cu I mare, aici vă aduc astăzi alte informații despre iubire. Iată patru motive pentru care eu cred că nu e cazul să te îndrăgostești. Cu siguranță sunt mai multe, însă astăzi vom vorbi doar despre patru dintre ele. Motivul numărul 1. Dacă tu cauți o răscumpărare sau o recompensă, numărul 2. Dacă cauți umbra ta, numărul 3. Dacă încă te mai gândești la exul sau la exa. Și 4. Dacă încă mai porți ranchiuna exului sau exei tale. Hai să le vedem pe fiecare dintre ele. Motivul numărul 1. Este un concept vechi de când lumea, pe care nimeni sau aproape nimeni nu vrea să-l asculte cu atenție, dar mai ales să-l pună în practică. Iubirea de sine este prima dragoste. Dacă noi nu ne iubim, cu greu avem încredere noi înșine și în perspectivele viitorului. Și atunci, hai să fim serioși. Oare ce putem să oferim partenerului nostru? Neîncrederea noastră, dubiile noastre, căutăm confirmare în exterior, îl înnebunim cu dorința noastră de a fi acceptat. Cu alte cuvinte, într-o relație de iubire, dai și nu doar primești. Deci, ce putem oferi viitorului nostru partener dacă noi nu ne iubim? Din acest motiv, încercarea de a lua de la partener tot ceea ce crede că poate să-l ajute să-și îmbunătățească ideea despre sine însuși, o recompensă. Iubirea adevărată, profundă. Primul pas este iubirea de sine și autostima. De multe ori v-am râs urechile cu toate ideile mele despre iubire, însă eu voi continua să dau aceste informații. Dacă tu crezi că nu te iubești îndeajuns, ar fi bine să aștepți. Până când să aștepți dragostea să vină sau să începi să te îndrăgostești sau să intri într-o relație, pur și simplu, ia-ți timpul necesar pentru a-ți dedica ție însuți. Devină tu premiul tău cel mai mare. Al doilea motiv pentru care eu cred că nu ar fi necesar să te îndrăgostești este atunci când tu cauți propria ta umbră. Folosesc aici nu cuvântul umbră ca un fel de aspect al eului nostru, acele caracteristici sau părți ale eului nostru pe care vrem noi să le ascundem. Însă, o relație de iubire mi se pare cea mai nepotrivită pentru a rezolva măștele personale, pentru că este implicată și o altă persoană care va ieși și ea cu oasele rupte. În acest caz, mai bine terapie. Și aici autoterapia și conștientizarea poate să ajute până la un anumit punct. Avem cu toții mecanisme de autoapărare care ne ajută să ne ascundem un pic părțile noastre din umbră. Și atunci avem nevoie de un sprijin extern, de cineva imparțial care vede ceea ce noi nu putem vedea. Că este un prieten foarte bun, că se ajunge la un terapeut, că oferta este destul de amplă. Al treilea motiv este că încă te mai gândești la exul. Este o situație care se prezintă de foarte multe ori în zilele noastre. Persoanele vin și spun că își doresc foarte mult să găsească o persoană potrivită, însă de multe ori e vorba de niște sentimente ascunse față de exul sau exa. Dacă povestea de iubire este terminată și încă mai ești legată de exul sau exa, atunci când întâlnești persoane noi, întotdeauna vei compara cu exul sau exa și tot așa, la un moment dat, vei considera că exul și exa sunt mai buni decât următoarea persoană care vine. Cei care sunt victime ale sindromului marii și unicei dragoste, și probabil ați auzit de dragostea vieții mele, a doua categorie de oameni sunt victimele sindromului repetiției. Cei care sunt cu unica și marea dragoste, de multe ori cred în iubirea la prima vedere, în iubirea romantică. E clar că nu ar putea să existe iubire fără romanticism. Însă, în acest caz, în capul acestor persoane, romantismul vine cu exigențele vieții. Aceste persoane sunt cele care îl așteaptă pe Făt Frumos, pe Cosânzeana, și care spun că atunci când îl voi întâlni, îl voi recunoaște
imediat. Și este valabil și pentru domn și pentru domnișoare. Aceste persoane cred în dragoste la prima vedere, refuză să creadă că iubirea poate să crească puțin câte puțin. Nu e nimic rău să te îndrăgostești la prima vedere, însă ar trebui să fii atent să nu te pierzi într-o iluzie. De multe ori aceste persoane sunt mai mult lipite de ideea de iubire și nu de persoana din fața lor și nu prea reușesc să o vadă pe mergi mai departe și te face să te închizi mai mult în interiorul tău. Al patrulea motiv pentru care să nu te îndrăgostești. Dacă încă mai porți ranchiună față de exul sau exa, ești în această situație, este sfatul meu prietenesc, este să stai cât mai departe de ideea de dragoste până când vei înțelege că timpul trecut este trecut. E foarte ușor să ne dăm seama că în această situație, o persoană care poartă încă ranchiună față de exul sau exa nu va pierde nicio ocazie să vorbească urât față de persoana care a fost în viața lor. O astfel de persoană va vorbi despre iubire cu amărăciune, va spune că nu mai crede în iubire, va spune că a trecut prin extrem de multe suferințe în trecut. Pentru cine caută iubirea, ar fi foarte bine să nu se lege de persoane care demonstrează amărăciune, ranchiună, supărare față de exul sau exa. Riscul este că plătești pentru greșelile pe care tu nu le-ai făcut niciodată. Acestea sunt ideile mele. Vă aștept cu întrebările voastre despre iubire.